Cruce sfântă, părăsită, lângă margine de drum, coperișul tău se strică, lângă creștinii de-acum. Coperișul tău se strică, lângă creștinii de-acum. Cruce sfântă, jalnic este, tristă stai plecat în jos, și nu-i nimeni să te-ndrepte din iubire de Hristos. Și nu-i nimeni să te-ndrepte din iubire de Hristos. Oamenii nu-și mai ridică pălăria în dreptul tău, și se duc spre tot mai rău, cu sfială și cu frică, și se duc spre tot mai rău. Nimeni astăzi nu mai vine să te înalțe iar frumos, se despart cu toți de tine și se-ntorc de la Hristos. Se despart cu toți de tine și se-ntorc de la Hristos. Dar credința noastră spune că mult nu va tăinui printr-o tainică minune, crucea tot va birui printr-o tainică minune, crucea tot va birui. Iar cei ce cu credință în acest sunt glorios, la slăvita miluință strălucii vor cu Hristos. La slăvita miluință vor cu Hristos. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, într-o numele Domnului Sfințite Părinte Paroh, binecuvântați ca să rostesc cuvânt de învățătură. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristos, Dumnezeu nostru, miluiește și ne mântuiește pe noi. Amin. Amin. Preacucernice Părinte, drept slăvitor creștin, în fiecare an, la jumătatea postului, Biserica a rânduit în duminica a treia din post să fie cinstită în mod special Sfânta Cruce. De aceea se și numește această duminică a treia, Duminica Crucii. Duminică în care am avut cu toții binecuvântatul prilej de a asculta la momentul potrivit al Sfintei Liturghii pericopa evanghelică de la Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu, capitolul 8, versetele 34 până la 39 și capitolul 9, versetul 1, în care ne vorbește Mântuitorul nostru Iisus Hristos despre luarea crucii.
Cel ce voiește să vină după mine să se lepede de sine, să se lepede de toate ale sale, de mândria lui, de orgoliul lui, de păcatele lui, de patimile lui, de pornirile lui, de ispitele lui, de încercările lui, de neputințele lui, de bolile lui, și să ia crucea, să ia crucea pe care de la mine o are și eu i-o dau, și apoi să-mi urmeze mie. Nu este suficient să iei crucea dacă nu-i urmezi lui. Nu este suficient să înțelegi că viața fiecăruia este ca o cruce dacă în viața fiecăruia nu este Iisus Hristos pe această cruce, răstignit, mort, dar mai ales înviat, care învierea Lui să aducă și învierea noastră. Va să zic că vorbim de crucea omului în mâna Domnului. Fiecare dintre noi avem o cruce. Mai ușoară sau mai grea, mai apăsătoare sau nu, și fiecare trebuie să ne o asumăm în mod responsabil. Și putem să ducem această cruce dacă o împărțim cu Hristos. El acest lucru vrea. Să împărțim crucea noastră cu El. Cum? Și crucea Lui trebuie să o împărțim noi. El a împărțit-o cu noi. Și trebuie să o împărțim mai departe, în continuare, până la sfârșitul viacurilor. Și cum împărțim noi propria noastră cruce, ducerea ei cu El? Atunci când ne rugăm, atunci când postim, atunci când săvârșim toată fapta cea bună, atunci când ne lepădăm de toate ale noastre, ne luăm crucea, ne-o asumăm cu responsabilitate, cu simț de răspundere și fără cârtire și urmăm Lui. Cum? Împlinindu-i voința Lui, împlinindu-i învățătura Lui. Căci alminteri, ce va câștiga omul în lumea aceasta dacă sufletul său și-l va pierde? Căci ce va da omul în schimb pentru sufletul său? Lumea toată s-o dobândească, nimic nu va avea, dacă sufletul său este unul pierdut. Cel ce, spune Mântuitorul în Evanghelia de azi, va căuta să-și apere viața pentru el, va fi un om pierdut. Cel care, în schimb, își va pierde viața lui pentru mine și pentru Evanghelie, acela și-o va câștiga. Cum? Slujindu-L pe El, lepădându-ne noi de ale noastre, toată grija cea lumească lăsându-o și lepădându-o și urmându-L pe El, însoțindu-ne cu El, dorind a ne însoți și mai ales a ne înveșnici cu El. Putem pierde viața noastră, care nu este a noastră, să fie foarte clar, ci a Lui, o putem pierde pentru El, slujindu-L pe El, apărându-L pe El, mărturisindu-L pe El și slujind după cum El ne-a spus, fraților lor, lui mai mici, căci adevărat grez vouă, dacă ați făcut unea dintre frații mei mai mici, de fapt mie mi-ați făcut. Evanghelia și învățătura Mântuitorului, să știți că este foarte logică, foarte clară. Noi amestecăm lucrurile și creăm foarte multe confuzii. Ea este foarte simplă, foarte la obiect și la subiect. Foarte punctuală, foarte precisă și foarte exactă. Mântuitorul spune clar, cine nu adună cu mine, risipește. Cine nu slujește împreună cu mine, acela slujește împotriva mea.
Și cel ce nu este cu mine, cel ce nu slujește cu mine, acela nu este cu mine. Și nu mă împlinește mie învățătura și voința. Și cel ce se va rușina de mine înaintea oamenilor, spune tot el, și eu mă voi rușina de el înaintea Tatălui la a doua mea venire, la judecata cea obștească. Și tot în Evanghelia de astăzi spune atât de frumos că cel ce se va smeri pe sine se va înălța, iar cel ce se va înălța pe sine, acela se va smeri. Și tot aici, în această pericopă, cum spuneam și repet, spune ce va da omul în schimb pentru sufletul său. Nimic din toate ale lumii nu valorează cât un suflet câștigat, salvat sau răscumpărat. De aceea, vedeți, și bogatul și săracul merg în același loc. Bogatul n-a luat cu el nimic, săracul n-a lăsat nimic. Uitați aici, avem alături de noi un suflet care a plecat, care pleacă, un răposat. Ce ia cu el? Ce duce cu el? Doar faptele pe care le-a săvârșit. Dragostea ei de mamă că și-a crescut copiii, că s-a bucurat de creșterea lor, sau bucuria ei pentru nepoții ei, pentru familia ei, într-un cuvânt. Și faptele bune pe care le-a făcut atunci când venea la biserică sau când pleca de la biserică. În rest, aici rămân toate. În viața noastră ne este dat să participăm la tot felul de slujbe sau înmormântări, și la bogați și la săraci. Afară de diferența de cost la sicriu și la toate cele funerare, nu ia cu el nimic. Doar diferența de preț la costum, sicriu și celelalte servicii funerare. În rest, toate rămân aici. Rămâne amintirea lui dacă a fost un om bun, pomenirea lui dacă a fost un om drept, evocarea lui dacă a fost un om cinstit și rugăciunea pentru el sau invocarea lui dacă a fost un om credincios. Restul, cum le-a găsit sau cum nu le-a găsit și el le-a făcut, dar tot atâta, că tot aici le-a lăsat. Din pericopa evanghelică de astăzi învățăm așa. N-avem cum fugi de cruce, dar avem o variantă alternativă de salvare, este șansa noastră să ne ducem crucea suferințelor, ale necazurilor noastre și ale neputințelor sau slăbiciunilor noastre, cu sau fără Hristos. Cruce avem toți. Viața noastră o au și creștinii și necreștinii. De aceea Mântuitorul precizează să se lepede de sine prin despătimire și prin curățarea lui în taina spovedaniei și a împărtășaniei, în sfânta taina pocăinței, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Deci are minimum 3 lucruri de făcut. Aceste 3 etape trebuie parcurse de la un capăt la altul. Altfel, cel ce nu adună cu mine risipește, spune Mântuitorul. Și este greu celui care are multe necazuri, încercări și le duce pe cont propriu, cumva de capul lui fără Hristos. N-am spus că nu este greu și celuilalt, dar cu siguranță îi va fi mult mai ușor dacă îl cere și îl cheamă pe Hristos drept ajutor și călăuză și povățuitor și ocrotitor și îndrumător și izbăvitor a lui în ducerea la bun sfârșit până la capăt a crucii vieții sale. Una este să faci un lucru de unul singur. Drept e că tu centrezi, tu dai cu capul, tu aperi și așa mai departe. Și alta este să duci crucea cu Hristos și în comuniune cu semenii noștri, cu frații noștri, cu apropiații noștri, cu aproapele nostru, purtându-ne sarcinile unii altora.
Căci așa ne-a spus El, purtați-vă sarcinile unii altora. Această cruce, cum a Mântuitorului, a fost pentru mântuirea noastră, spre mântuirea noastră, și a noastră cruce, a fiecăruia în parte și a tuturor la oaltă, este pentru mântuirea noastră. Mântuitorul Hristos n-a avut nevoie nici de crucea Lui și nu are nevoie nici de crucile noastre. Noi avem nevoie de crucea Lui, cea mântuitoare și dătătoare de viață. Noi avem nevoie să știm cum ne purtăm crucea noastră, cu credință, cu demnitate, cu evlavie și mai ales cu nădejde în Dumnezeu, chemându-L pe El, ținându-ne aproape de El, însoțindu-ne cu El ca să ajungem să ne și înveșnicim cu El. Trecem prin atâtea încercări, și ca familie, și ca neam, și ca popor, și ca lume. Uitați-vă cum reacționează oamenii, familiile, neamurile, popoarele, acolo unde L-au pe Dumnezeu, cu adevărat. Și uitați-vă cum reacționează unii sau alții acolo unde nu este Dumnezeu. Diferența este ca de la cer la pământ. Repet, a ne pretinde creștin nu e tot una cu a fi cu adevărat creștin. Lui Hristos nu îi trebuie nici etichetă, nici blazon, nici carte de identitate și nici ecuson. Mântuitorului Hristos îi trebuie faptele noastre, inima noastră, viața noastră. Nu cel ce mă va mărturisi pe mine cu buzele va fi aproape de mine, ci cel ce va avea inima închinată lui Dumnezeu și mă va mărturisi pe mine cu faptele sale, spune Mântuitorul. De aceea, mulți dintre noi putem fi și pricină de sminteală. Uite, îl merge la biserică și uite ce face, sau uite ce zice, sau uite cum se comportă. Pentru că, de fapt, suntem creștini numai cu numele și cu buzele, iar nu cu inima și cu faptele noastre. Mulți dintre noi căutăm să fugim de crucea pe care o avem, eschivându-ne, ezitând, evitând, căutând să facem niște slalomuri, niște zigzaguri, dar până la urmă tot acolo ajungem. Mai bine să ne luăm crucea cu vrednicie, cu credință, cu dragoste și cu nădejde și mai ales cu atașament sincer, absolut sincer, neipocrit, nefățarnic de Iisus Hristos. Să ne lipim de El, să ne atașăm de El, să ne apropiem de El și să ne ținem de El și lângă El. Aici, pe pământ, dar mai ales dincolo în ceruri, să rămânem pururea cu El până la sfârșitul veacurilor, încă de aici, până dincolo, în împărăția cea cerească și veșnică a Preasfintei Treimi, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Da, mulțumim Gurdului astăzi. Să-l să